Partidul Social Democrat a câștigat alegerile în Comuna Drăgoiești. Constantin Popescu, candidatul PSD, a obținut funcția de primar al localității, acesta înregistrând aproximativ 200 de voturi în plus față de candidatul PNL, Adrian Ionel Brădățan. Rezultatele alegerilor din Drăgoiești sunt următoarele. Constantin Popescu de la PSD, 714 voturi. Adrian Ionel Brădățan de la partidul PNL, 510 voturi. Adrian Popescu de la PMP, 53 și Florin Brădățan de la ALDE, 50 de voturi. Înainte să candideze pentru funcția de primar, Constantin Popescu a ocupat funcția de viceprimar al comunei Drăgoiești timp de aproape 9 ani. Funcția de primar a rămas vacantă după ce prefectul județului a emis în luna iulie ordinul prin care s-a luat act de încetare de drept a mandatului de primar al lui Vasile Petroaie.